Un agent al biroului rutier din municipiul Hunedoara a fost acuzat de un cetățean că l-ar fi amenințat cu arma fără motiv. Mașina în care se afla victima a fost oprită de un echipaj al biroului rutier din municipiu, pentru că șoferul nu avea atașată centura de siguranță. Acesta era pasager în mașină. Bărbatul îl acuză pe agentul rutier că ar fi scos pistolul la el și l-ar fi amenințat, deoarece nu a vrut să se legitimeze. Întreaga discuție aprinsă între cei doi a fost filmată și făcută publică, scrie mesager Hunedorean.ro. În acest caz există o reclamație din partea cetățeanului care susține că a fost amenințat cu arma din dotare de către un agent rutier. Acesta a sesizat o posibilă infracțiune de purtare abuzivă din partea agentului de poliție. Plângerea reclamantului a fost înaintată parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru soluționare, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.